La noapte cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Punctiform, cantitățile de apă vor putea fi mai însemnate. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 21 de grade Celsius. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15-17 grade Celsius. Mâine, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, îndeosebi după amiaza și seara, în zonele de deal și de munte, precum și în regiunile estice, sud-estice și locale în cele centrale. Vor fi norări, averse, ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 35-50 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade Celsius în nordul Moldovei și 32-33 de grade în sud-vestul Olteniei. În capitală, vremea va fi caldă, dar și în general instabilă. Mai ales după amiaza și seara vor fi intervale cu averse ce pot avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius. La munte, instabilitatea atmosferică va fi accentuată îndeosebi după orele prânzului și seara și se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor lua aspect de vijelie și căderi de grindină. Valorile termice vor crește ușor față de cele din ziua precedentă. La mare, vremea va fi ușor instabilă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare asociate averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 27 de grade Celsius, iar cele minime între 19 și 21 de grade Celsius. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.